Comuna Pișchia se fălește cu o investiție deosebită pentru educația copiilor din comună. În data de 23 mai, administrația locală a inaugurat noua sală de sport. Sala este dotată cu aparatură de ultimă generație pentru ca copiii să-și desfășoare activitățile sportive la cel mai înalt nivel. La eveniment a luat parte și președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, dar și primarii localităților vecine. Astăzi am decis ca toți copiii din comună să se poată bucura și să poată vedea această sală care este construită și pe care mi-am dorit-o special pentru ei și nu numai pentru ei, pentru toți cei care trebuie și le place să facă sport și este necesar să facem acest lucru. Actualul primar, Ioan Sas, cu ajutorul fondurilor europene, a reușit construcția a două grădinițe, o sală de sport dotată cu toate cele necesare pentru practicarea sportului de performanță în rândul elevilor și dotarea tuturor instituțiilor de învățământ cu toate echipamentele necesare unei școli. De asemenea, elevii școlii gimnaziale Pișchia sunt foarte încântați de programul O Masă Caldă pe care școala lor l-a adoptat. Care e felul tău preferat de mâncare pe care l-ai primit până acum la școală? Crispy cu cartofi prăjiți. Ce părere ai despre elevii care nu primesc o masă caldă la școală? Mi se pare că este un lucru foarte, foarte nasol pentru că alții n-au ce mânca. Care e felul tău de mâncare preferat pe care l-ai primit la școală? Paste. Valoarea totală a investițiilor este de peste 15 milioane de lei.